În aceste zile, polițiștii rutieri vor fi pe străzi pentru ca transportul de persoane să se desfășoare în siguranță. Autobuze, microbuze, precum și alte autovehicule de transport persoane sau mărfuri vor fi oprite pentru control. Pe parcursul săptămânii 13-19 mai, Direcția Rutieră a Poliției Române va coordona la nivel național o nouă acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, în special din cauza nerespectării normelor rutiere de conducătorii autovehiculelor de transport public de persoane, cu o capacitate mai mare de 8 plus 1 locuri și de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2,5 tone. Acțiunea se va desfășura conform planului de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa. În cele șapte zile, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Timiș vor avea în vedere respectarea de către șoferii profesioniști a vitezei legale, utilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție, documentele obligatorii ale conducătorilor auto, ale vehiculului ori cele ale operatorilor de transport. De asemenea, polițiștii vor verifica dacă șoferii profesioniști respectă timpii de odihnă. În ceea ce îi privește pe conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă, controlele vor viza și respectarea limitei maxime admise, a greutății mărfurilor sau fixarea corespunzătoare a acestora, precum și respectarea normelor privind transportul mărfurilor periculoase, transmit reprezentanții IPJ Timiș.